Sistemul de monitorizare a persoanelor depistate cu SARS-CoV-2 ar urma să ajute autoritățile să știe în fiecare moment unde se află cei infectați, a anunțat Nicu Șordan. Premierul s-a arătat sceptic față de o asemenea aplicație. Ministerul Sănătății a implementat sau este în curs de implementare acelui sistem informatic care să permită localizarea persoanelor care sunt infectate în timp real. Sistemele astea de monitorizare sunt sisteme care sunt foarte contestate. Asta ar presupune un acord din partea fiecărui pacient să-și instaleze aplicația respectivă. Iar dacă un cetățean nu vrea să își instaleze aplicația respectivă, nu avem nicio posibilitate legală de a îi determina să o facă. Ulterior, într-un cadru restrâns, primarul general al capitalei și-a nuanțat declarația. Nicu Șordan le-a explicat jurnaliștilor că de fapt a vrut să facă referire la un sistem realizat de STS, care ar reuni datele fișelor de monitorizare de la medici de familie și DSP. Sistemul ar urma să funcționeze la nivel național pentru a depista zonele în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 sare de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Domnule Cristoiu, de o aplicație, ca să știm cu toții, că atunci când mergi în zona, nu știu care, din sectorul 2, acolo este o aglomerație mare de cazuri, avem nevoie cu toții de o astfel de aplicație. Ea este chiar făcută de către cei de la Spitalul Militar. Ce vor să ne spună despre sistemul ăsta pe care nici ei nu știu? Nu la asta, iertați-mă, nu la aplicația asta este controversă, este aplicația folosită de chinezi. Adică, ai pe telefonul mobil o aplicație care spune dacă ești sau nu ești bolnav și în China nu te poți urca nici măcar în metrou pentru că e un senzor acolo și arăți aplicația. În sensul acesta, nu în sensul că ne spune unde sunt. Asta este altceva. Cei din Israel au o astfel de aplicație care îți spune în zona cutare sunt mai multe cazuri care stau acolo în acea zonă. Există foarte multe aplicații de acest gen, dar noi nu înțelegem ce vor ai noștri să facă. I-a scăpat porumbelul lui Nicu Șordan. Deocamdată nu avem nicio reacție de la cei de la STS. Noi am încercat să-i contactăm și am tot sperat că vor veni și ne vor spune. L-ați văzut pe premierul Ludovic Orban. Nu monitorizăm românii, că s-ar putea să ajungem iar la Curtea Constituțională dacă facem așa ceva. Păi nu sunt alegeri. Pentru că dacă monitorizezi, să știți că aceasta nu aplicația din Israel, aplicația din China, cred că o mai folosește cineva, o țară arabă, este contestată violent pentru că chiar încalcă drepturile omului. Adică gândiți-vă că în acel moment oricine știe oriunde ești. Însă e foarte interesant, apropo de Nicu Șordan, de ce spune el, cred că și el stă sub semnul alegerilor. Pentru că, după părerea mea, ca om mai bătrân, apare prea des. Deja el n-a luat de 2-3 zile și, în mod normal, un primar care vrea să facă ceva, stă vreo săptămână și nu vorbește. Adică el a intrat în primărie, n-a apucat să intre bine și are vreo 20 de conferințe de presă. E mult, e mult. Adică și la un moment dat riști să ajungi la asemenea situații. Dar probabil că îl obligă domnul Orban să iasă din punct de vedere electoral. Repet, este o mare greșeală. În această perioadă, un nou primar, cum cunoaște că va fi mâine undeva șef de instituție sau eu, stau o săptămână să văd și eu măcar unde e WC-ul. Sunt multe probleme. Adică, nu, e normal. Și nu ieși decât peste o săptămână, două, când ai deja niște concluzii. Ori el, și înainte, dacă țineți minte, de a depune jurământul, timp de o lună a ieșit și tot ne spunea ce are de gând să facă. Și sigur că erau și greșeli. Însă, iar acum iar este. Toate aceste apariții care nu se bazează pe cunoașterea realității din primărie, care e o realitate totuși bogată, duce la bâlbe de genul acesta, tot felul de idei, cu biletul unic, cu... E mult, dar, mă rog, probabil că și Nicu Șordan e nedus la presă și știți, când ajunge într-un asemenea post, prima tentație pe care trebuie să o refuzi este aceea de a fi mediatizat. E o boală din ăsta, toată lumea te caută, trebuie mare forță să refuzi măcar o săptămână.
Da, vedem că n-a refuzat Nicușor Dan, măcar în acest domeniu, că doar este matematician, cel al sistemelor informatice versus aplicații, ar fi trebuit domnul Nicușor Dan să fie mai atent. De aceea, cred că n-a făcut o greșeală. Așteptăm să vedem, așteptăm și acele precizări din partea celor de la STS.